Salut, dragilor! După 3 etape de condus din Sibiu, ajungem cu mașina în mijlocul fiordurilor în Norvegia. V-am prezentat etapele, dacă nu le-ați văzut, opriți, vedeți-le și reveniți. Și vă invit astăzi la o plimbare prin țara cascadelor și a fiordurilor. Suntem pentru 3 zile în Bergen și de aici facem incursiuni în nord, sud și vest, ca să vedem atracțiile din zona respectivă. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai și îmi place să împărtășesc cu voi din excursiile și din călătorile mele. Și vă invit și pe voi să stați alături de mine până la final să vedeți ce oferă Norvegia. Deci ne trezim aproape de Bergen și plecăm să vedem ce ne oferă ziua de astăzi. Din păcate, vremea nu este așa cum ne-am dorit noi să o avem. Este o zi care începe ploioasă, o zi mohorâtă, dar nu ne împiedică să ne vedem de drum. Mergem spre prima atracție, spre o cascadă. Un pic de deal și scasele spre deal. Și aici vreau să-ți bătuțe. Mergem la prima atracție, la cascada Dvindefosen. Cascada Dvinde. Nu știu cum se pronunță, să mă iertați. Și norocul nostru este că aici răsare soarele și ne putem bucura de toată splendoarea cascadei. De la cascadă plecăm spre două din cele mai frumoase fiorduri. Le-am văzut și în trecut, dar am vrut să ne prospătăm memoriile. Și mergem la Nærøyfjorden. Dar până la acest fiord, intrăm pe valea râului Nærø, nu știu cum se cheamă. Valea asta a râului Nærø, cum se cheamă el, este o vale superbă. Și mi-am dorit să o revăd pentru că este ceva așa, ca un mic colț de rai. Vale, râu, încapăt fiorduri și înconjurați de cascade. În capăt este format așa o mică stațiune unde vin vasele, restaurante, te poți bucura acolo de un picnic, de ceva de mâncare și să vezi vasele cum vin și cum pleacă și plin de turiști. Plecăm spre al doilea fiord, Aurlandsfjorden. Aici ce este foarte fain, unde s-a putut, ei au amenajat drumuri panoramice și sus cu puncte de belvedere. Și unul din cele mai frumoase puncte de belvedere la fiordul ăsta este cumva urci. Și de acolo amenajat vezi fiordul în toată splendoarea lui. Thank you.
a fost cea mai frumoasă vreme sus, dar nu ne-a plouat și am reușit să dăm și o plimbare cu drona. Repede pe drumul panoramic am avut noroc ca și soarele și ne-am mai oprit la încă o sesiune foto-video. După ce terminăm atracțiile astea, o luăm pe drum spre Bergen, unde data trecută când am ajuns am început ploile și n-am văzut mai nimic. Ce este foarte interesant, pe drumurile astea, oricum petreci foarte mult timp pe drumuri, sunt lucrări. Te oprești, există o persoană care te informează cât se stă la coadă, niște domnișoare foarte drăguțe, ne-au anunțat cât stăm acolo, după care vine o mașină și te conduce pe toată porțiunea asta lucrării. Eu am adus până aici. Te lasă, ai plecat și vine cu coloana din cealaltă parte și tot așa. Și paletista asta ne-a spus că trebuie să stăm aici între 10 și 20 de minute. Vine din geam în geam. Și am petrecut câteva zeci de minute, dacă nu vreo oră, două, în coloană să trecem anumite porțiuni cu lucrări. Asta este, ne-am adaptat. Coborâm de la punctul de belvedere. Ne continuăm drumul spre Bergen, dar ne oprim la capătul fiordului, pentru că aici acostează vasele de croazieră pentru cei care doresc să urce la punctul panoramic. Facem și noi cu mâna la vas. De atracție turistică, acolo au și de mâncat, au și ceva suveniruri, poți să faci o mică plimbare. Și ne urcăm în mașină și ne continuăm drumul spre Bergen. Ce mai cumpărăm sau ce mai, cât mai costă prin Norvegia lucrurile. Ne-am oprit, asta și am luat doi hot dogi. Bine, sunt un pic mai mari decât la noi, într-o benzinărie sau într-o stație de asta de pe marginea drumului și ne-au costat 55 de lei ambii hot dogi. Și ne-am oprit undeva în capătul la un fiord și acolo la un becărai, la un aus, la o patiserie. Ne-am luat două cafele și o plăcintă cu măr și ne-au costat 77 de lei. Două cafele și o plăcintă. No, nu-i prea lezne. Și ajungem la Bergen și din păcate ploaia își spune cuvântul. Am fost în piața de street food. Street food și de piața de pește. Era și pește crud. Și ne-am luat o ciorbă burger și o ciorbă de pește. Da, foarte bune. Foarte bune, acolo le-am mâncat. 150 de lei amândouă ciorbele. Ca la mama acasă am mâncat.
bine conceput un pic ploaia de să mă ridică praf. Suntem a doua oară în Bergen. În 2011 2010 a fost prima dată. Și tot așa ne-au așteptat Bergenul, cu ploaie, cu tui Bergenul. Atâta ne-am rugat să nu plouă, că ajungem la Bergen. Și atâta am umblat, și atâta am umblat astăzi cu mașina să venim aici și plouă. Și concluzia a fost că măcar ne-am ales posul. Tesla, Toyota, Tesla. Electric. Mă, mașini electrice și aici. Ce ne-a plăcut la Bergen? Atmosfera. Era concert Robbie Williams, cânta undeva într-un open space acolo, bine, era închis, nu se vedea, dar se auzea în toată partea de oraș Robbie Williams. Am ascultat și noi două, trei piese. Ne-am plimbat prin ploaie. Și ne-am întors spre casă. Nărozii ăștia de norvegieni au închis un tunel care lega două regiuni faine aici. Acum pe noapte. Acum este ora 23. Așa, beți un ceai, vă rog. Asta e paletistul. Da, asta e paletistul. Au închis tântele ăștia tunelul. Acum trece și strada una. Extraordinar. Și ne-au băgat prin niște drumuri de nu-mi cap două mașini lângă alta și numai tiruri, că n-au săraci oameni pe unde să meargă. Și mergem în plină noapte pe niște drumuri de o bandă. Uite, așa circulăm cu 30 la oră, uite, wow. Ideea este că astăzi, ca să vedem două fiorduri, să ne urcăm la un punct de vedere care n-a fost departe de noi, da? Care scria 2 ore jumătate, am petrecut în mașină cât am petrecut. La finalul zilei o să avem 400 de kilometri și puțin, în aproape 8 ore. Deci 50 și ceva la oră, asta e media de croazieră în Norvegia. Deci poți să faci ce vrei. Îți radare peste radare și se merge cu 70 la oră, 80 la oră, 70, depinde așa. Ioi, dar ce frumos se vede, să vă arăt. Să claxonam să fii culcat, e 11. Știți cum se merge în Norvegia? Trebuie să-l citesc pe unul din Las Fierbinți. Fai de capul meu! Fai de capul meu! Deci ce face românul? Azi de necaz. Deci hai. Acum n-avem ce face. Gata, putem să mergem mai repede, avem 50 la oră. Așa se merge. Și avem 30-40 la oră. Doamne, și 23 și 10 și așa nu dorm. Nici pe mine nu culcă mă dracu, dar nici pe ăștia. Și închis tunelul. Da, și-o închis și tunelul. O închis tunelul până dimineață. Când ești că e la pită, nu mai avem pită, s-o închis tunelul. Da, da. Mai aveți tunel, nu, astăzi seara s-o gătat, veniți dimineață. Cam asta a fost aventura noastră din ziua de fiorduri. Dacă v-a plăcut, dați-mi și mie un like. Lăsați și mie un comentariu și spuneți-mi care este impresia voastră cu ce v-am prezentat astăzi, din ce am văzut noi în Norvegia. Și nu uitați să vă abonați, să nu ratați următoarele postări. O zi minunată și Doamne ajută-vă! Pa!